pentru ce ați fost solicitați, ce s-a întâmplat? Am fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență apărute în urma izbucnirii unui incendiu la o embarcațiune în portul Tomis. La momentul ajungerii echipajelor, incendiul s-a manifestat violent cu flacără deschisă. Forțele alocate au fost 4 autospeciale de stingere cu apă și cu spumă din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța și un echipaj scurt. În sprijin am avut și embarcațiunea SAR cu tun. Din fericire, din primele informații, nu sunt victime surprinse de explozie. Intervenția a fost una destul de dificilă din cauza faptului că embarcațiunea, din informațiile pe care le avem, doar ce fusese alimentată, dar datorită eforturilor susținute depuse de cei 20 de salvatori din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța, incendiul a fost localizat și lichidat după aproximativ o oră. Bravo, bravo!